În călătoria noastră ipotetică am încercat deja să trăim pe un pământ plat, pe un pământ cubic, chiar pe un pământ gol. Ce-ați spune dacă încercăm să supraviețuim pe un pământ cu o gaură uriașă la mijloc? O planetă ca asta ar avea chiar șansa de a fi locuibilă? Ar mai avea lună? Cum ar funcționa gravitația și cum ar fi vederea pe un pământ ca acesta? Planetar vorbind, mărimea contează și la fel se conturează. Acest lucru este ceea ce matematicienii ar numi o lume toroidă sau o planetă torus. Pentru mine este un pământ în formă de patiserie dulce, prăjită, în formă de inel. Orice ai numi acest pământ, teoretic, nu este imposibil. Planetele nu se formează în mod natural sub forma unei gogoși. Dar legile fizicii permit existența unor astfel de lumi, doar nu ar fi pământ așa cum îl știți. Bine, te-am dus puțin în eroare, nu? Nu ar ucide pe nimeni să trăiască pe un pământ în formă de gogoașă, nu? Decât dacă ar avea o formă mai asemănătoare cu un cerc de hula. Dacă aveți un centru care este mult mai mare decât porțiunea solidă din pământ, ar rezulta în anumite condiții foarte instabile. Înțelegi ce vreau să spun? Dezastruos, nu? Să ne concentrăm pe o planetă care arată ca o gogoașă tradițională și imită îndeaproape propriul nostru pământ. Acest pământ, în formă de gogoașă, ar avea o poziție similară în raport cu Soarele și aceeași inclinare axială. Ar avea chiar o viteză de evacuare similară, de 11,4 km pe secundă, pentru cea mai mare parte a planetei. La ecuatorul gogoșarului, viteza de evacuare ar scădea la doar 6,5 km pe secundă, deci dacă ar fi să trimiteți rachete în spațiu, acesta ar fi cel mai bun loc pentru a vă elibera de ghearele gravitaționale ale unui pământ în formă de gogoașă. Vorbind despre gravitate, în funcție de locul în care te-ai aflat pe un pământ cu torus, vei cântări de până la 3 ori mai puțin decât o faci de obicei. Chiar dacă gravitatea pământului în formă de gogoașă ar fi mai mică decât cea obișnuită, tot ar fi încercat în mod constant să prăbușească planeta în sine. Pentru a combate nevoia de a deveni un pământ în formă de sferă, un pământ de gogoși ar trebui să se învârte mult mai repede decât pământul nostru rotund. În acest fel, forțele centrifugale ar intra în interior și ar păstra intact gaura gogoașei. Dar din cauza acestei rotații rapide, o zi pe pământ ar dura doar 2 ore și 50 de minute. Sau dacă preferați să vă respectați într-o zi tradițională de 24 de ore, veți avea de-a face cu cel puțin 8 răsărituri și apusuri de soare în fiecare zi. Va trebui să vă adaptați la ziua de muncă și noaptea și să dormiți în orele de zi, dar ar fi mult mai rău ca animalele care sunt sincronizate cu tiparele lunii și soarelui să se reproducă, să migreze și să vâneze. Apropo, ce s-ar întâmpla cu luna? Vestea bună este că am mai avea-o. Cel mai probabil, acesta ar fi tras pe gaură și s-ar bobina în sus și în jos în mijlocul planetei. Sau ar putea fi afectată de gravitatea marginilor exterioare ale gogoșilor și să creeze o figură de 8 orbite în jurul Pământului. Vestea proastă este că oricare dintre aceste orbite ar afecta valurile de pe Pământ și ar face ravagii. Oceanele ar putea avea niveluri de apă atât de instabile încât s-ar putea ca orașele de coastă să nu fie un lucru tocmai bun în calea lor. Clima globală de pe pământul gogoșilor ar fi similară cu cea pe care o avem prezent pe pământul nostru rotund. Ar fi mai rece în regiunile polare și mai cald la ecuator, dar vremea va fi puțin mai extremă și ar putea chiar să facă inhospitabile unele părți ale planetei din cauza furtunilor și a uraganelor. Este greu de prezis unde ar fi localizate țările pe o planetă Torus, dar în ceea ce privește topografia, cel mai probabil gaura de gogoș ar fi căptușită cu munți. Ar putea fi substanțial mai mari decât orice avem pe pământ acum. Dacă ați dori să trăiți pe marginea interioară a unui pământ în formă de gogoașă, v-ați bucura de această priveliște, spre deosebire de unele scenarii, ce, dacă, viața nu s-ar încheia în acest caz. Oamenii unui pământ de gogoș ar putea să nu treacă niciodată oceanul. Acestea vor evolua separat, pe diferite continente. Dar cel puțin nu ar exista extinția masă și nicio zonă a planetei nu ar deveni prea extremă pentru a supraviețui. Planeta gogoașă ar putea sau nu să aibă instrumentele și tehnologia pe care le avem astăzi. S-ar putea să nu se potignească pe conceptul de gogoașă în primul rând. Sau ar putea să creeze videoclipuri de genul ce se întâmplă dacă pământul ar avea forma unei bile.